Eu știu sigur că m-am îndrăgostit de radio, fac emisiunea asta de aproape 6 luni și îmi place la nebunie, îmi place de voi, îmi place echipa de aici și mi-aduc aminte de fiecare dată, în fiecare vineri, când avem un artist, de anii ăștia frumoși care au trecut în România de după Revoluție și care am avut parte de atât de multe piese bune. Și nu doar în anii de după Revoluție, pentru că au fost aici și oameni care deja au intrat în legenda muzicii românești. Da, a fost Corina Chiriac la noi și vă promit că o să mai aducem mari artiști. Dar pentru că e vineri, pentru că asta facem de obicei pe final de săptămână, ne relaxăm, ne bucurăm. Astăzi vreau să intrăm așa în atmosfera asta latino, să ne simțim bine, poate diseară ieșim într-un club sau cu prietenii, nu contează. O punem de petrecere pentru că e final de săptămână. Și am găsit piesa asta pentru că e momentul să ne îndrăgostim sau să ne reîndrăgostim. E vară, e frumos, e soare, e cald, ușor, ușor scăpăm și de griji, așa că avem toate motivele să fim mai veseli, mai fericiți și mai bucuroși. Vocea e inconfundabilă, nu mai trebuie să fac vreo prezentare. De obicei vă dau câte un indiciu, încercând să ghicim artistul. N-ai cum, îl recunoști din prima. Și astăzi este la Digi FM, este omul nostru potrivit. Îl salut și mulțumesc că a venit în studio, Pepe, salut! Salutare tuturor și mulțumesc mult de tot pentru invitație! Mulțumesc și eu! Suntem live pe pagina de Facebook Digi FM, suntem live pe toate frecvențele Digi FM, așa că aștept și comentariile voastre, și întrebări pentru Pepe, share-uri, exact, pentru Pepe, 0774-601-601 e numărul de WhatsApp, ne puteți trimite întrebări acolo sau comentarii pe pagina de Facebook a noastră, a lui Pepe, nu contează. Piesa asta are câți ani deja? Are 22 de ani. Am lansat-o în 1999. Când v-ați înființat? Când Latin Express. Latin Express, exact. Este a doua piesă cu care am ieșit cu Latin Express. Prima a fost Nu te mai doresc. A avut un succes colosal, Nu te mai doresc. Și am punctat imediat cu Cred că m-am îndrăgostit și de atunci... Ați capitalizat succesul, da, cum economiștii. Am ocupat scena și am intrat în inimile oamenilor. N-a durat decât un an colaborarea mea cu Latin Express. Eu din 2000 evoluez singur, dar piesele astea... După 20 ceva de ani, piesele astea sunt în continuare foarte iubite și lumea știe de Latin Express ca și cum ați fi avut 20-30 de ani împreună. Sigur, așa. Adică nimeni nu se gândește. Latin Express doar un an? De ce? Pentru că am continuat cu același gen muzical și poate mulți au făcut confuzie de nume, dar am evoluat sub numele de Pepe. Băieții au continuat și ei, iar piesele au fost cântate de toți. Adică N-a fost cu scandal. Iar piesele, uite, de exemplu, Cred că m-am îndrăgostit, este cântată în toate concertele mele actuale, care mulțumesc Dumnezeu că au început să reapară, că după atâta pauză și doar concerte online, că am făcut concerte online între timp. Păi ți-ai făcut bar online? Am făcut și bar online, am făcut și concerte online, n-am stat deloc în pandemia asta, am muncit mai mult decât altă dată. Am fost nevoit, cum am pins de la spate. Da, că băi, a venit pauza asta, partea bună că am stat mai mult acasă, că am muncit de acasă la un film. Am muncit de acasă, dar n-am avut timp de seriale. Deci serialele mele au fost în direct și sunt în direct în fiecare joi, duminică și miercuri seară. Și aseară am avut bar online și duminică o să cânt cu Gabriel Cotabiță, de exemplu. Adică avem continuitate și crede-mă că nu e deloc simplu. Adică pare simplu, dar nu e simplu. Dar e multă muncă la voi. M-am uitat la câteva episoade. În afara faptului că stăm 2, 3, 4 ore, am stat uneori și 5-6 ore în direct. În afara faptului că stăm în direct, e o muncă de pregătire, plus dacă vrei să revezi anumite faze dintr-un live de 4-5 ore, mai pierzi alte 2-3. Adică, e mult. Trebuie să și răspunzi comentariilor și trebuie să și ții aproape de comunitate. Ești activ? Sunt activ, da. Sunt activ și nu sunt sigur, suntem o echipă foarte mare. L-am doar pe Daniel Dumitru. Suntem doar două persoane care fac lucrul ăsta. Oameni? Doar doi oameni, atât. Mamă, dar sună foarte suntem bine implicați, ceea ce faceți când suntem, da, sună foarte bine, se vede bine și am crescut organic. Atât pe YouTube cât și pe Facebook și sperăm noi să ajungem la publicul nostru și să ne redescopere oamenii. Unii ne descoperă acum, adică generația nouă, copiii ne descoperă acum și cumva e bine că descoperă și piesele vechi care au fost lansate când ei nu erau născuți. Cred că m-am îndrăgostit. Sunt gelos sau multe alte piese care au fost lansate până în 2005, să spunem. Chiar și Numai iubirea și Cine. Sunt piese 2004, 2005. Exact. Dar am lansat și lansăm în continuare și proiecte noi. Am și reeditat foarte multe piese pentru că era nevoie de un sound nou și totuși de ținut în atenția publicului piesele care au făcut istorie și care fac istorie și sunt cântate. E important. Am lansat de curând și lansăm videoclipuri cumva și proiecte noi și proiecte mai vechi.
contează foarte mult, până la urmă toate țin de identitatea mea ca artist. Corect. Și e muzica mea și... Și nu poți să trăiești doar cu piesele din trecut. Nu poți merge într-un concert să cânti doar piese vechi, nu poți merge într-un concert să cânti doar piese noi, că oamenii îți cer și hiturile cu care... Vor să sară, să-și arunce hainele. Și atunci trebuie toate reeditate, readaptate la 2021-2022, să ne gândim cum ar suna în viitor și ce vine din spate ca și... tonuri ca și stare, dar totuși să păstrăm identitatea mea, că am rămas cumva în ciuda în ciuda tuturor sfaturilor primite de-a lungul vremii să schimb stilul muzical, să mă adaptez, să fac remixul, eu am rămas cumva fidel stilului meu. Și cred că asta a contat cel mai mult și asta definește cumva identitatea artistului, să fie da, cumva recunoscut. Un pepe avem și îl cântă muzica asta. Exact. Uite, internetul ăsta e atât de mișto că îți dă atât de multe informații despre care nu prea știai. Și căutând despre tine și despre Latin Express, ca să mi-aduc aminte de începuturile voastre, voi am găsit o chestie foarte tare și sună foarte tare. Deci voi ați luat cu Latin Express în 99 la festivalul de la Amara. Locul 1. Locul 1, da. Eu mergeam prin festivaluri înainte de a intra în Latin Express și pe la Amara am mai fost, n-am luat premiu. Exact cum am fost și prin alte orașe și pe la alte astfel de festivaluri. Dar la Amara, când am ajuns, care ținea un fel de... era ca un fel de preselecție pentru festivalul de la Mamaia. Amara e pus tot timpul cu o lună, două, parcă, înainte de Mamaia, din ce mi-aduc aminte. Și știu că m-am dus la Amara și când m-am dus la Amara și am hotărât să merg cu Latin Express, că noi ne-am înființat prin aprilie și prin vară am fost la Amara. Și țin minte când am fost la preselecții, făceau parte din juriu Monica Angel, Ionel Tudor și nu mai știu. Cert este că am intrat la preselecții fără negative, cu doi chitariști și am spus bună ziua. Nu m-am mai numit Ionuț Pascu ca până atunci. Am zis, eu sunt Pepe alături de colegii mei și noi formăm trupa Latin Express. Și s-a uitat, ei, știindu-mă. Dar dintr-o dată... Cum ai ajuns la Pepe? De la Ionuț? Eu întotdeauna am fost Pepe. Adică doar că de nu mic? Puteam... Da, eu am fost Pepe, Pepiță, Bebiță, am fost tot timpul... Și până în clasa a patra la școală, pe mine mă striga tovarășa Bebiță. Adică n-am fost niciodată Ionuț sau doar tata îmi spunea Nicușor. Eu întotdeauna am fost talentat gen Pepe, Pepiță. Așa am fost obișnuit, pentru că am un frate mai mare decât mine cu 2-3 ani și de mic m-a alintat așa. Și cumva în familie mi s-a spus așa, prietenii m-au preluat așa. Bun. Și am ajuns atunci în 99, după ce mă știau ca pe un calbreaz toți cei din jurul, că mai mult de premiu de popularitate nu luam niciodată, lua Foxala când intram, dar mă mai refuzau pe la preselecții din când în când, băi, ăsta nu creează probleme. Și am ajuns atunci, dintr-o dată n-am mai prezentat ca Ionuț Nicolae Pascu și am spus, bună ziua, eu sunt Pepe, formez alături de colegii mei, Alex și Mitică, trupa Latin Express și am vrea dacă se poate să ne primiți în festival și să vă arătăm cum cântăm noi. Dar nu faci ca tine. Și am cântat la rece. N-am mai cântat pe negative. Am cântat doi chitariști și voce. Deci asta a fost tot. Și țin minte că a fost cea mai lungă preselecție din viața mea și m-au luat toate transpirațiile, că nu știam exact dacă vor să mă dea afară sau vor să mă descopere mai bine, pentru că în loc să cântăm o strofă și un refren, cum erau obișnuiți de-a lungul timpului la preselecții, am cântat vreo 6 piese. Cu concert. Mai știi una, ea mai cântă una. Și își dădeau coate între ei și făceam, mamă, ce-mi fac ăștia? Deci ăștia mă chinuie. Dar mai știi ce te-au pus să cânti atunci? Sau ce ați cântat? Da, țin minte, am cântat, nu te mai doresc, cred că m-am... Noi aveam vreo 12 piese pe albumul pe care îl lansasem deja, sau urma să-l lansăm. Era gata. Și m-au mai pus să cântuiești primăvara mea. M-au mai întrebat ce piese mai știm să cântăm și ne dădeau fel și fel de idei. Să audă cam cum ar suna în formula asta spre Gypsy Kings, că acolo se ducea proiectul nostru ca și sound. Și, repet, pe de-o parte simțeam apreciere în ochii lor, dar fiind jurați, membrii ai jurului, cumva nu dădeau de gol plăcerea cu care ne priveau. Și eram așa, da, voi ia mai cântă și pe aia. Hai că nu mai convins, ia mai zi. Și la final îți dai seama că felicitări ați luat, sunteți altceva, bravo, am intrat în concurs deja cu inima plină. Am cântat, țin minte, de la Aurelia Andreescu, compusă de Florin Bogardo, Tu ești primăvara mea, în concurs și în copie, să nu mai știu ce. Știu clar că am cântat Tu ești primăvara mea. Se pare că uneori, al lui Ionel Tudor am cântat-o la Mamaia. Ne-am gândit noi, hai să facem o piesă de la Ionel Tudor, că e în juriu. Așa era. Așa era. Un fel de mit asta. Da, așa era pe vremea aia. Da. Cine e în juriu? Păi e... Perfect, o piesă de-a lui. Da, o piesă de-a lui. Așa era pe vremea aia.
Și am făcut impresia, adică deja când am ajuns la Mamaia, eram priviți altfel. Dar cum ai ajuns tu la Latino? Întotdeauna mi-a plăcut. Înainte de a intra în Latin Express, mi-a făcut Eugen Mihăiescu o piesă. Se numea Hai, dansează cu mine. Suna așa un fel de baila, baila conmigo. M-a întrebat. Eu tot căutam, mă duceam pe la diversi compozitori și tot căutam să-mi fac propriile piese și să-mi clădesc propriul drum în muzică. Nu-i cunoșteam pe băieții din Latin Express și cântam muzică ușoară românească și împrumutam din repertoriul lui Temișan, Daminescu, Cotabiță, Iordăchioaie, Dorobanțu, cei care erau, cântau la vremea aia și cântă și acum și bine o fac. Și cânti și cu ei acum. Da, și cânti și cu ei și suntem colegi. Și cumva împrumutam așa câte o piesă, două, încercam să cumpăr câte un negativ de pe la un compozitor sau de pe la un artist care l-avea pe o casetă și îl înregistram. Și cum era pe vremea aia, da. Și țin minte că ajungând la Eugen Mihăiescu, căruia țin să-i mulțumesc, m-a întrebat ce îmi place mie de fapt să cânt. Lasă ce ar vrea jurații să cânte. Deci mi-a deschis cumva mintea, știi, în momentul ăla și m-a făcut să fiu eu. Și mi-a spus, ce îți place să cânt? Zic, mie îmi place muzica spaniolă. Hai mă să-ți fac o piesă așa cu ritm spaniol, cu chitară, cu nu știu ce. Bine, ok. Mi-a făcut piesa aia și am apărut la o emisiune, două, pe la TVR, pe la... Ce emisiuni erau atunci, habar n-am, Tele 7 pe vremea aia. Și asta se întâmpla înainte de 99, 98. Și undeva la câteva luni distanță m-a sunat. Auzi, uite, am cunoscut doi băieți care cântă cu chitara și au o trupă și n-au un solist vocal, nu vrei să te bagi, că sunt așa pe stilul tău pe... Și da, mulțumesc, ne-a făcut cunoștință și din momentul ăla. Și de acolo, după povestea Latin Express, după povestea Pepe a mers solo, da, și a mers bine de tot. Din 2000, din anul 2000 deja, eu simțeam nevoia să introduc suflător, să introduc tonuri noi în creația pieselor. Au existat mici discuții așa de orgoliu, după care am zis, hai să facem fiecare atunci, dacă, na, mers mai departe. Și uite că sunt 21 de ani de când evoluez singur, cu colegi, cu diversi instrumentiști, cu oameni de bază, cu proiecte lansate și cred eu multe dintre ele au contat și contează, pentru că na, am avut la un moment dat o trupă de 12 persoane timp de 6 ani de zile. Știi cât de greu e să ții atâția oameni? Foarte greu. Pe urmă, au fost fel și fel de formule, de concert. Acum trebuie să ne readaptăm la tot ceea ce înseamnă reintrarea în normal după pandemie. Adică eu vreau să cresc proiectul și să vin cu mai mulți instrumentiști. Piața cumva e sugrumată, știi? Și trebuie să dăm și calitate, trebuie totuși să avem și continuitate. Nu putem să cântăm o dată la două luni când nu există bugete să... Exact, da. Și trebuie cumva să găsim soluții, să prestăm live, să cântăm pe placul publicului, să avem concept și edituri noi la fiecare piesă în parte, să aducem și puțină coreografie cum erau înainte obișnuiți, dar totuși eu niciodată n-am avut dansatori pe scenă, dar e bine să fie ceva nou tot timpul. Acum, după online-ul ăsta în care am cântat un an de zile pe negative și n-am mai cântat pe negative de... Nici nu mai știam să intru în piese exact matematic, așa cum sunt scrise piesele, că în formulele de live să cântăm tot timpul la liber. Acum redescoperim soarele, după cum s-ar spune. Ai avut vreun concert până acum? De când am avut niște petreceri, am avut niște petreceri private, puține cei drept, vreo 3-4, care sunt evenimente reprogramate de un an și jumătate, pentru că erau... Da, a fost... Și sunt foarte multe ce urmează, tot așa, reprogramate. Erau petrecerile oamenilor private, dar aștept petrecerile publice. O să interesează. Vină, o să vină și festivalul ăsta și concertele și... E ceea ce... Abia aștept. Te faci artist până la urmă. Da, da, da. Povestea ta nu începe doar cu muzica, pentru că tu, până să te susții din muzică, ai mai făcut diverse. Am făcut, da. Mi-a plăcut. Și știu că ai fost la joburi de-astea, de jos. Și nu-mi pare rău, m-aș fi întors oricând cu mândrie și îmi pare bine să... Ce am făcut înainte să cânt? Păi, adică aveai câți ani aveai când ai început să cânti? Așa, organizat, cu Latin Express? Cu Latin Express deja 20? 19 ani. 20, 19, 19 da. Ani. Dar...
Pe la 17 ani vindeam mâncare și cafea prin piață. Pe la 14 ani filmam cu camera de la vedere la anunți. Am fost cameraman. Am fost cameraman, eram plătit la oră. Pe la... Și erau nunți de alea de 3 zile și 3 nopți? Nu. Evenimente normale, nu. Dar eram cumva, fiind mai copil, eram mai ieftin pe piață. Și duceam, aveam... Ar fi mai bine? Dar n-aveam, filmam foarte bine și n-aveam trepied. Camera cum pe umăr. Camera pe umăr. Mare, nu? M7, Panasonic. Lăsând gluma la o parte, am filmat vreo 2 ani de zile. Și pe casetă. Deci nu existau chipuri, dat, cum le spune acum, carduri și așa mai departe. Da. Era camera destul de grea și o țineai pe umăr. Înainte de asta cumpăram marfă de la cei care veneau de la turci cu marfă. Eu n-aveam voie să plec din țară, eram prea mic. Și cumpăram marfă și mergeam și o vindeam în târguri. Deci era și intermediar. Nu-mi pare rău și atât de mult îmi place și mă uit cu atât drag la trecutul meu. Și am evoluat fantastic de când am început să apar la televizor. Pentru că a trebuit cumva, știi? Dar nu te-au și călit, te-au și învățat diverse lucruri. M-au călit, m-au învățat și m-au scuturat cumva toate experiențele astea și mi-am dat seama și cât de greu se câștigă și cât de ușor poți cheltui sau poți pierde tot într-o zi, pentru că te învață viața. Da, e o experiență și am auzit foarte mulți artiști care asta făceau la începuturi, ca să se susțină, pentru că e nevoie, măcar atunci, după ce poate am nu putea să-i sprijine familia, da. Și atunci făceau diverse. După ce am intrat în muzică și am început să câștig din muzică, adică deja eu câștigam destul de bine de pe la 16-17 ani, în așa fel încât să-mi susțin singur orele de canto, cursurile private și așa mai departe, la un moment dat... Am început să câștig de muzică și am crezut că mă pricep și la alte afaceri. Și logică, ce câștigam din muzică, investeam și am investit prost. Adică, de fapt, n-am investit prost. La un moment dat am vândut tot ceea ce achiziționasem și am cheltuit imediat. Că investițiile n-au fost proste. Eu eram necopt. Lucruri pe care nu le-aș mai face acum. Îți dai seama că acum deja... Am copii, am altă perspectivă, am alte priorități. Am alte acum priorități, numai, da. Normal, dar am și altă vârstă. Dar toate țin de frumusețea tinereții. Ce ți-a plăcut cel mai mult din acești 20 și ceva de ani de carieră de până acum? A fost cu momente, uite, cum a fost începutul la Tine Express, apoi evoluția ta solo. A venit o perioadă cum e asta, de pe care o trăim acum, când cel mai îți mult... dă cu ciocanul în cap. Oho, da... Cel mai mult îmi plac aplauzele și succesul. E logic, adică atunci când ești pe scenă și când piesele compuse de tine, pentru că în mare parte sunt cantautor, că am luat și piese de la alții compozitori și mi le-am asumat că mi-au plăcut. Dar atunci când o piesă compusă de tine și ți-amintești, mă, pe asta parcă mi-a venit ideea când eram pe malul mării. Piesa asta am compus-o când făceam duș, piesa asta am compus-o într-o seară când eram trist, asta, uite ce inspirație am avut atunci la chef, când mi-a venit ideea asta de la nu știu ce piesă. Îți dau un exemplu, am compus Cine, stând într-o curte și auzind o păsărică fluierând. Și am zis, spune cine. Mi-a venit ca ideea, deci câte o sursă din asta de inspirație total ciudată și de acolo contează de unde pornești. Și cea mai mare satisfacție este când ideea ta din sufletul tău, din ceruri venită cumva divin către mintea și inima ta, e pusă pe foaie și înregistrată și când te uiți și vezi 1000, 2000, 3000 de oameni, 110 oameni care cântă alături de tine, pe ce maxim în momentul ăla. Și când nu poți, chiar dacă ești captat pe un microfon, chiar dacă ai un in-ear, chiar dacă te auzi pe boxe de mii de vați, când nu poți acoperi vocea publicului din față care cântă cu tine, mi se pare cea mai frumoasă senzație. Când sunt peste tine. Uite, și muzica asta e o muzică de suflet. Adică muzica latino asta face. Ori îți ridică părul pe tine, ori te face să plângi și cu lacrimi de crocodil. În afară de momentul ăla artistic în care ești pe scenă și toată lumea dansează și toată lumea cântă sau toți îți înțeleg starea, poate suferă odată cu tine, poate. Aplauzele, ok, euforia de moment. Trece totul. În momentul în care citești mesajele la 2 ore distanță, a doua zi, a treia zi și când vezi că oamenii îți dau, cum e acum,
cu instastory-uri, cu fel și fel de filmulețe, poze pe care le faci, că de multe ori am făcut poze mai mult decât am cântat. Adică am stat de 2-3 ore la poze și am cântat 50 de minute o oră. Adică s-au întâmplat și genul ăsta de evenimente. Și când vezi, cum îi spune, ecou-ul pe care l-are prestația pe care ai avut-o, asta e satisfacția, asta e satisfacția, că îți dai seama că, bă, nu e o chestie de moment. Oamenii au rămas cu ceva și uite că îți mulțumesc în continuare și uite că postează, se bucură pentru o fotografie, pentru un video scurt de 10 secunde. Contează foarte mult. Foarte scurtă pauză acum pentru știrile Digi FM de la și jumătate. 0774-601-601, numărul de WhatsApp la care aștept întrebările voastre pentru Pepe. Suntem live în continuare și pe pagina de Facebook Digi FM. Știri și ne întoarcem. Piesa pe care Pepe a compus-o ascultând niște sunete de păsărele într-o curte, cine, o piesă care a rupt toate topurile. Așa e. La vremea ei. Hai să citim puțin din mesaj. Abia așteaptă oamenii un concert offline, dar eu zic mai bine să vii acolo, păi, în fața lor, anunțat. Păi, hai, toată lumea. Concertul offline înseamnă cu vibrația oamenilor, adică nu suntem în direct. Dar am ajuns în punctul în care un concert offline public poate să devină online, adică putem transmite de la scenă pentru membrii care sunt, știu eu, prin America, prin Italia, prin Spania și pe care îi salut, pentru că nu sunt toți, știu eu, în București sau în orașele noastre din țară. Mai ales acum că nici nu v-au auzit de mult timp. Și atunci ne bucurăm alături de oameni și putem emite și pe YouTube dacă e un concert public. Deci nu. Corect. Salutări din Craiova. Felicitări pe Pino de la Lucian. Bine, mare parte sunt numai doamne, cred că 90%. Sărămâile și salutări și domnilor. Multe inimioare, weekend frumos, felicitări. Un om sincer, un om minunat. Mulțumesc frumos. Mesaje de bine pe bine. Cum e greu să-ți ții publicul aproape de tine? Timp de 20 și ceva de ani? E greu, dar totodată e ușor dacă e sincer. Și dacă ei te adoptă într-un fel sau altul sau te percep, te înțeleg așa cum ești, pentru că oamenii sunt ușor de dezamăgit. Degeaba vrei să pozezi sau să te arăți într-un fel anume și să încerci și să tinzi către o perfecțiune, pentru că te dai de gol după un timp. Cumva faptele nu rămân nearătate, netaxate dacă ai făcut greșeli, și oamenii imediat, din punctul meu de vedere, judecă mai repede decât apreciază. Deci mai repede, mai ușor să cazi. Mai ușor să cazi, da, mai ușor să cazi. E bine să fii, construcția unui artist e bine să fie cât se poate de organic totul, știi? Adică de la an la an să fie evoluție, de la piesă la piesă, de la interviu la interviu, și să te prezinți cât se poate de corect și sincer, cu bune și cu rele. Ca să te înțeleagă oamenii cum ești. Și atunci, dacă ți-ai format o comunitate, cum ne place nouă să spunem, după chipul și asemănarea ta, atunci sunt cei care te apreciază, că degeaba ești umflat cu pompa și difuzat de 100.000 de ori și nu știi nimeni cine ești sau cum. Dacă oamenii uneori fac asta cu foarte mulți artiști, se întâmplă și la noi, se întâmplă și afară. Ei te iau cu totul, cum spui tu, cu ceea ce ești tu pe scenă, ce reprezintă muzica ta, dar după aia intră cumva și în povestea ta. Intră în viața ta, corect, da. Intră în viața ta. Și atunci trebuie să împarți cumva cu ei și viața asta. Ceea ce nu e foarte ușor. Nu e ușor deloc, nu e... De multe ori nu-i corect. Fiecare are dreptul la intimitatea lui. Vor bucățele din tine, vor din vocea ta, din piesă, din poveste, prin versuri, dar vor și bucăți din tine. Și au senzația că după o știre citită, de multe ori inventată sau umflată, după un adevăr aflat, chiar dacă tu n-ai vrut să se afle, au senzația că se pricep foarte bine în a da sfaturi. Și dacă știi să manageriezi lucrul ăsta extrem de bine și, pe de-o parte, să comunici, dar să comunici la modul general, că dacă comunici cu fiecare în parte, nu mai ai timp de tine. E foarte greu să primești 500 de mesaje sau 1000 de mesaje. Tu obișnuiești să le citești? Citesc, dar am ajuns în punctul în care nu mă mai doare atât de tare cum ar fi durut în trecut, știi? Logic. Iar eu când vorbesc să înțeleagă toată lumea. Nu stau să dau explicații fiecăruia în parte, că trebuie să-mi dozez cumva energia. Am nevoie și eu de timpul și de viața mea. Exact. Ce te inspiră, Pepe, în viața de zi cu zi? Realitatea. Totul trebuie să fie extrem de palpabil și de extrem de real, știi? N-am univers propriu și ficțiune multă. Adică la mine e bune, real, ce e corect, e corect, și încerc să văd lucrurile cât se poate de natural și constructiv.
ce să mă inspire? Mă inspiră și greșelile altora. Așa nu. Ne vedem. E bine să înveți. Dacă e bine să înveți de la, din ce vezi la alții, ca să nu treci tu prin asta. Nici nu trebuie să te uiți neapărat în presa scrisă sau să urmărești știrile sau TikTok-ul sau Instagram-ul, story-urile. Le vezi. Sunt reale. Te duci în orice club, terasă, restaurant sau te uiți pe rețelele de socializare și îți dai seama de greșelile unora fatale. Și îți dai seama de ce te face fericit în momentul în care poți fi predispus să faci astfel de greșeli. Și îți dai seama, bă, pe mine mă face fericit altceva. Te enervează presa de scandal și te întreb asta așa, pentru că, așa cum spuneam, oamenii vor bucăți din tine. Da. Și nu că mă enervează. Presa vânează pentru titluri, pentru poveste. Eu apreciez. Iar tu fiind un om deschis. Au zis, hai la Pepe, că uite, are și poveste, prefer să stau de multe vorbă prin deschis. Viață despre diverse subiecte, hai să scriem, hai să spunem. Prefer să stau de vorbă deschis cu fiecare care își dorește și care are un cuvânt de spus și care nu îmi iau un interviu după care să-l modifice șeful, că m-am plictisit de fazele astea. Hai să-ți iau un interviu, eu pierd 2 ore din viața mea să acord un interviu cuiva, nu suntem în direct și apare cu totul și cu totul altceva. De seama că am trecut prin chestiile astea de nenumărate ori. Și vedeam un răspuns care nu era al meu și ca fiind și titlu. Pentru și spuneam, mă, de ce? Păi mi-a schimbat șeful. Păi atunci să-ți dea șeful data viitoare, știi? Că, cumva, e o chestie, trebuie să fii corect. Prefer să merg doar la emisiuni în direct, să vorbesc. Nu se modifică nimic. Și nu se mai modifică nimic. Adică, deci dacă ascultați emisiunea asta în reluare, o să fie pe site-ul DGFM, la secțiunea Omul Potrivit, să știți că este varianta 100% originală. Da. Nu o să tăiem nimic la montaj. Alea tăiate, premontate, da. Mi se pare mult și s-au făcut multe genul ăsta de greșeli. Ți-au vânat de multe ori, ți-au vânat povestea, ți-au vânat familia. Da. Și asta e. De multe ori, poate m-am lăsat vânat nefiind atât de copt ca acum. Nici nu știu dacă sunt greșelile tinereții sau poate e un avantaj că am fost pe prima pagină. Pot să o iau și așa. Bad publicity. Dar n-am căutat asta. Still publicity, da. Dar n-am căutat chestia asta. Cumva, cu bune curele, ăsta e Pepe. Sunt extrem de transparent, cred că toată lumea știe tot despre mine și nu cred că am de ce să mă mai ascund. Sunt extrem de asumat. Deci asumarea, din punctul meu de vedere, egal Pepe. Sunt extrem de asumat în tot ce fac. Uite, poate te faci o piesă cu asta. Da, nu, chiar nu mă ascund cu nimic. Nici nu mai am de ce în momentul ăsta. Ce să mai ascund despre mine? Ce fac fetițele tale? Ce să facă? Foarte bine, se bucură. Câți ani au acum? 6 și 9 ani. Mulți înainte. Sunt superbe, sunt sensul vieții mele, aș putea spune. Oricât aș fi de îngândurat, trist, supărat, apatic, în momentul în care îmi privesc copiii, zâmbesc, sunt pozitiv, construiesc, mă gândesc cum ar trebui să fac să fie mai bine pentru ele, pentru mine, ca artist, eu trebuie să exist și ca artist, și ca tată, și ca figură paternă în viața lor cât se poate de mult și să se bazeze pe mine întru totul, știi, și să le dau cele mai bune sfaturi. Și de asta cred eu că sunt cel mai frumos lucru din viața mea. Ai au veleități? Ai apucat să-ți dai seama dacă... Da, Rosa mi se pare mai... Da, Rosa mi se pare mai apropiată de muzică decât Marian. Asta nu înseamnă că Maria nu a cântat și a primit și câteva, a făcut și câteva cursuri de pian Maria, dar Rosa a pus mâna pe microfon și a început să cânte fără să o cheme nimeni, știi? Și cu tata artist în casă, cum să nu cânte? De Revelion am avut surpriza, eu cântam de Revelion, fetele erau cu familia și a venit la un dat Rosa la mine, după 12 noaptea, la mulți ani, tati, eram în direct, efectiv, am făcut un pepelior pe YouTube și a venit Rosa și a cântat cu mine fără să pregătim nimic, a cântat, nu știu, cred că 45 de minute mai mult ea și îmi dădea mie microfonul, strofă, iau strofă, știa toate piesele, n-am știut că le știe pe toate, n-a cântat în viața ei până atunci pe negative, dar a intrat perfect și mi-am dat seama, bă, stai puțin că eu stau cu ea în casă și nu-mi dau seama, pe bune, adică cât o mai consider copil, nu mai e copil, e deja un mic artist. Și am înregistrat o piesă cu ea și o să o lansez în curând, avem și un videoclip împreună, dar din punctul meu de vedere o să fie o surpriză pentru toată lumea, dar e cea mai frumoasă colaborare din viață. Ce tare! Uite, pe fundal, cânt cu mari artiști, cu Connector, cu Andra, pe care îi stimez, îi iubesc, sunt familia mea, sunt embleme, sunt etaloane, nu? Duetul cu fiii mea o să fie altceva. Despre asta, când apare?
Nu știu sigur, e materialul gata, dar am zis că parcă nu e o piesă potrivită pentru sezonul estival, cred că o să lansez altceva și probabil în toamnă, să vedem. Sau poate de ziua mea, nu știu. Abia așteptăm. Să vedem, abia așteptăm să vedem cum e gata. E o să le încurajez să urmeze drumul ăsta? Să facă orice își doresc ele. Eu le duc și la muzică și la sport și la... fac tenis, Maria face deja de 3 ani de zile tenis, cer să le trec prin toate sporturile, abar n-am, poate le place mai mult baletul sau notul, cumva e bine copiii să descopere singuri și să îți spună singuri ce își doresc, eu doar le îndrum către toate variantele posibile și imposibile, și să treacă prin toate și ele să aleagă. Păi uite, hai să ajungă Maria, viitoarea Simona Halep, și Roza, Doamne, să-i cânte imnul României când câștigă titlul olimpic. Să rămâne, cer cea mai frumoasă orare pe care puteai să mi-o faci. Mulțumesc mult de tot. Dintre artiștii mari, cine te inspiră, Pepe? Știu că ai o legătură specială cu Aurelian Andreescu, cu piesele sale. Da, da, da. Sunt câțiva artiști masculini, din români, din voci legendare. Din punctul legendare. De vedere, Aurelian Andreescu e o lecție pentru toți artiștii, cumva ar trebui să studieze toți după Aurelian Andreescu, ca interpretare, ca bunătate pe scenă, ca, nu știu, modul cum oferă și cum transmite publicului. M-a inspirat Aurelian Andreescu de când eram copil. Am împrumutat din piesele lui și am încercat să le și reorchestrez și să le cânt și să-l amintesc în fiecare concert al meu, dacă se poate. Internațional vorbind, sunt mulți, dar poate nu sunt atât de celebri precum Michael Jackson sau Beyoncé. Sunt tot din zona pe care o abordez eu. Uite, îmi place foarte mult Alejandro Sanz. Îmi place foarte mult... Bine, sunt mulți. Așa, Diego El Sigala. Sunt mai nișați, mai spre partea de flamenco pur. Mi-a plăcut tare mult și îmi place Camaron, adică este etalon pe partea de flamenco, dar e foarte greu digerabil, nu e o muzică... E nișat, cum spui tu. Da, nu e nimic comercial acolo, e tradiție pură. Alejandro Sanz e mai comercial, așa, și Bisbal e mult mai comercial. Sunt mulți. Dar îmi place să ascult de la Stevie Wonder până la Barnum, toți. Deci muzica asta de suflet. Da. Muzica interpretată și cântată și muzica bună, despre asta e vorba. Ascult Louis Armstrong. Îmi place. Și mie îmi place. Îmi place, adică depinde de stare, depinde cu cine vrei să asculți muzică și de ce. Dacă ești în doi, dacă ești în 100 de persoane, depinde. Depinde dacă e soare, dacă ești la plajă. Vrei Maluma. Maluma e valul nou. E valul nou. Da. Contează foarte mult vibe-ul, starea pe care ți le oferă muzica. Știi? Da, uite, vezi că și Maluma a cântat cu Marc Anthony. Marc Anthony, o altceva, altă treabă. Generația de dinainte, dar l-a învățat. Pe bune. L-a învățat, da. Da. Contează. Dacă ți s-ar ivi o colaborare externă, cu cine vrea să cânti? Cu Sanz? Măcar să fiu în primul rând în public. Dar de ce? S-a întâmplat. Uite, Andra, visul era să cânte cu Bisbal și a făcut lucrul ăsta. A cântat cu Enrique. M-am întâlnit cu artiști mari și uite, am stat de vorbă și am cântat alături de Toto Cotugno, de exemplu. Și tot așa, când eram mic, mă uitam în oglindă, îmi puneam un sacou de-al fratelui mai mare și un fular de-a tatălui și aveam o chitară și cântam la 7.000, nu la 7.000, la 7.000 cantare. Aveam la 7. Și am ajuns la un dat că am stat cu Toto Cotugno la masă și cântam cu el la masă. Gen prietenie. Adică să o vezi, îi vezi cu ocazii. Am fost pe scenă cu Lou Bega, cu La SketchUp, cu mulți artiști mari și... Mulțumesc cumva bunului Dumnezeu că mi-a oferit șansa asta de a fi alături de artiști mari. Am stat și cu John Secada de vorbă, pe bune, Michael Bolton. Adică oamenii cumva grei, să ajungi grei, să stai la aceeași masă, să bei o cafea cu ei, e mult. Am dat mâna cu Nicolas Reyes și cu trupa Gypsy Kings. Deci mi s-a părut mult, eram să zbălește pielea pe mine. Am fost la concert cu Diego El Sigala, n-am apucat să-l cunosc personal, dar eram cumva la 100 de metri de el. Niște... De ce? Că mi-am dorit și că vreau și că pot și că nimic nu e imposibil pe lumea asta. Corect. Atitudinea asta e atitudinea nimic nu e imposibil, dar totodată există un respect și o fine. Nu pot să mă arunc acum să spun, vai, eu vreau, următorul meu featuring va fi cu Beyoncé. Pă bune? Sau cu Shakira? Pe cine mă crede să viseze așa și după aia să fii dezamăgit? Lasă așa să uite. Dar măcar păstrează acolo. Următoarea piesă o lansez cu fiimea. La asta nu se aștepta nimeni. Nimeni, da.
Poți să cânți vreo piesă pe care nu o simți, fiind o muzică de suflet? Nu e muzică dance, nu e muzică instrumentală, e o muzică pe care o simți sau nu o simți? Pot să cânt orice, dar nu-mi stă bine. Se simte când îmi place, pentru că dacă eu simt, atunci îmi asum cu totul. Îmi asum cu totul, închid ochii și cânt, atunci când cel mai bine. Deci doar așa. Când cânt pentru mine, în primul rând, și când transmit cu tot sufletul pentru cei ce mă urmăresc live, face-to-face sau pe calea undelor. Playback? Nu. Doar la televiziune, când nu ne ajută partea tehnică, dar nu există. Adică... Am auzit că e mai greu să faci playback decât să cânți live. Doamne ferește, când mă duc la câte o emisiune și îmi cer pozitivul sau clipul și... Cumva... Și astăzi mă duc la o emisiune, da? Și mi-au cerut pozitivă și mă gândesc oare cum am cântat acolo, că-i cânt înregistrat acum un an, acum doi ani sau acum trei ore. Dacă mă pui să cânt aceeași piesă de două ori, nu o pot cânta identic. Deci mai ușor cu live atunci. De o mie de ori. Asta e bine. Pentru că e, cum spuneai tu, e acel moment când nu poți să înșeli publicul. N-ai dacă te prinde odată, dacă am terminat. Oamenii au înțeles foarte clar că în anumite emisiuni TV nu poți decât cu clipul pe spate sau nu poți decât asta cu playback, că din punct de vedere tehnic, da, nici nu sună corect, dar nu poți să mergi la un spectacol plătit sau demonstrativ, din suflet, gratis, să vii să fii aplaudat. Să fii aplaudat pentru ce, dacă nu cânti? Pentru mimă foarte bună. Pentru mimă, nu. Ne jucăm mima cu copiii și între noi ca prieteni când vrem, dar nu. Nu, asta nu. Adică, chiar nu. Dacă n-am făcut-o... Cred că în primii 2 ani de zile de carieră mai mergeam cu CD-ul la concerte și puneam și pozitiv și se cânta cumva peste pozitiv și mi se părea atât de greu de atunci. Mă lăsați-mă mă să cânt. Lăsați-mă să cânt, știi, da. Despre asta e vorba. După momentul vostru la Teen Express, pentru Pepe a fost un alt moment de boom, când toată țara era în fibrilații, numai iubirea. Numai iubirea, când a apărut, da, numai iubirea și când a cântat piesa, da, aia, mergeați prin mall-uri. Era, deci piesa era absolut peste tot. Se strângeau, da, mii, da, de oameni. A fost și prima telenovelă românească și proiectul cu extrem de mare succes. Din punctul meu de vedere, a fost șansa vieții mele. Adică, cumva, e momentul cel mai mediatizat al carierei mele muzicale. Piesa cea mai mediatizată. Și crede-mă, nu neapărat pe radio, pe TV. Da. Pentru că a bubuit. A bubuit numai iubirea. Și acum. Deci că nu există concert să nu... O lași spre final, pe concert? De multe ori o când prima să scap. Și să fiu sigur că e succesul garantat. Depinde. Niciodată n-am un playlist stabilit la un concert, dar concert fără numai iubirea nu a existat. Dar mai ai emoții când urci pe scenă? Nu există concert fără emoții. Există întotdeauna emoții. Există o stăpânire de sine, există o siguranță pe care o am. E logic. Odată cu experiența, odată cu siguranța faptului că am, din punct de vedere tehnic, sunet bun, in-ear. S-au schimbat cumva lucrurile. Nu mai mergi... Înainte urcam pe scenă, eram cei că arunci căprioara să fie vânată. Știi, nu știai ce sunet găsești. Cum te apreciază publicul. Nu știai pe ce microfon cânti. Acum cânt cu sculele mele, cu instrumentiștii mei, cu parte din mixer, parte tehnică, căști și așa mai departe, boxe ale mele sau cu probe de sunet făcute în prealabil. Înainte n-aveam chestia asta, adică am evoluat pe parcurs, nu făceam probe de sunet înainte. Acum nu există concert fără probe de sunet. Umblăm puțin la calitate, că e normal. Dar odată cu experiența că au fost concerte la care nu m-am auzit și fără să-mi dau seama am răgușit după 2-3 piese că nu se auzea și țipam în loc să cânt. Că e foarte dificil să cânți. Deci ai pățit la... și nepățite pe la concert? Oleu, vai de cap. Multe, multe, nu, odată. Și cum faci când trebuie să cânți live și ești răgușit mort? Că ai răgușit că nu te auzi. Că n-ai avut timp să mergi la probe sau că organizatorii nu au acceptat ideea de a veni să faci probe de sunet cu 6 ore înainte de concert, că montau mai târziu. Nu, acum nu, acum refuzăm. Acum totul se întâmplă ca la carte. Adică deja suntem în altă etapă. Ai două propuneri de la fani. Unul spune așa, să aduni câte o strofă de la fani și să iasă un imn al fanilor tăi cântat de tine. Ce frumos. Și al doilea, să scrii povestea ta, să o pui pe foaie și să o cânti. Păi am uitat foarte mult. Eu când stau de vorbă cu fanii adevărați, cu membrii familiei mele online, care sunt mulți și le mulțumesc pentru asta, ei mi-amintesc despre mine niște lucruri pe care eu aproape că le-am uitat. Nu știu dacă sunt neapărat de scris o carte despre mine. Mi se pare că sunt un om normal.
cu bune, cu rele, am trecut prin o grămadă de etape ale vieții. Pentru mulți sunt probabil o sursă de inspirație, pentru alții sunt nimic, un om simplu. Toți pățim asta. Toți trecem prin necazuri, toți o luăm de la zero atunci când credem că suntem pe culmea succesului. O întrebare pe care o pun fiecărui artist care vine în emisiunea asta. Ce e fericirea pentru tine? Familia, copiii și siguranța pe care le pot oferi. Asta te ține acolo? Da, da, clar. Atâta timp cât e nevoie de mine să pot să îmi țin familia unită și să le ofer totul, sunt cel mai fericit. Mai avem 2 minute, Pepe. O să lăsăm pe final piesa, cum spuneai tu, care te-a dus acolo sus, piesa din prima telenovelă românească. Sunt sigur că toți cei care o ascultă o știu pe de rost. La cap la coadă. Îți mulțumesc tare mult pentru că ai venit. Îți mulțumesc pentru că ai fost sincer. Nu o să modificăm nimic la montaj. Da, asta era o glumiță, pentru că se întâmplă de multe ori. Eu apreciez chiar și paparații. Bă, dar să-și facă treaba de paparații. Să nu-i văd când mă pozează. Eu îi iubesc când fac. Deci când nu-i văd că mă pozează și când dau știrea mișto, bă, jos pălării. Bravo. În momentul în care preiau de la mine de pe Instagram și creează eu știrea, mi se pare că nu mai muncesc cu oamenii. Ce zic? Sau când vin la vedere, pe stai mă, orici, bă, arăți, ori vin la vedere. Dacă te-am văzut te public eu mai întâi. Aște poze cu Pepe făcând poze la paparazzi. Da. Mulțumesc tare mult pentru că ai venit. Drag. Mult succes, sper să te auzim pe scenă și abia așteptăm piesa cu fiica ta. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și vouă, rămânem cu piesa Numai iubirea. Noi ne auzim luni. Weekend fain să aveți grijă de voi.